Vreau să citesc versetul 6, care spune în felul următor. Iov, capitolul 31, versetul 6. Să mă cântărească Dumnezeu în cumpăna celor fără prihană și îmi va vedea neprihănirea plină. Vă rog frumos să reocupați. Audiență divină, dorind să fie pus în cântarul lui Dumnezeu. Mă înfior numai la ideea care a trecut prin mintea lui Iov și mă cutremur. Iov, cer să fii cântărit de Dumnezeu? Da. Iov, Dumnezeu nu este ca omul. Dumnezeu nu poate și nu se lasă să fie influențat de absolut nimeni. Cântarul și cumpăna lui Dumnezeu este dreaptă. Vei fi cântărit în cele mai mici detalii. Rămâi pe poziție sau te-ai răzgândit? Nu! Cer să fiu cântărit de tine, Dumnezeule. La un moment dat, spune cuvântul lui Dumnezeu, căci despre Iov s-a vorbit în cerul. Erau prezenți cei 24 de bătrâni, făpturile vii, serafimii, heruvimii, de 10.000 de ori, 10.000 și mii de mii de îngeri. Era acolo și regele Hristos Domnul. Și mai era cineva. Diavolul. În prezența tuturor celor din ceruri și în prezența diavolului, Dumnezeu s-a lăudat cu un om de pe pământ. Și-a deschis gura marele Domn al cerurilor și a zis: l-ați văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe tot pământul. Are sufletul curat, se teme de Domnul și se abate de la rău. Am așa o satisfacție și o bucurie în inimă, spunea Dumnezeul cerul, să pot să mă laud cu un pământean. Cum? Dumnezeu se laudă în cerul cu un pământean. E singurul de pe planetă. Dacă ar fi să se vorbească în cerul despre tine, despre tine, sau despre tine, ce s-ar spune în cerul în dreptul tău? S-ar putea Dumnezeu să se laude cu tine și să spună: ești fără prihană, ai sufletul curat și te abați de la rău? Și să aduci bucurie și satisfacție în inima lui Dumnezeu? Gândiți-vă în 2-3 secunde, dacă ar fi să se vorbească despre tine în cer, ce s-ar spune? În momentele acelea, diavolul ripostează. Parcă-l văd. Nemulțumit ce era el negru, s-a negrit cu totul. Și a spus: cum? Un pământean? Vorbești tu despre un pământean? De asemenea manier? Nu l-ai ocrotit tu pe omul acesta? Nu de multe ori am vrut să mă ating de el și n-am putut să mă ating? Crezi că degeaba te slujește omul acesta? Este direct interesat să te slujească, deoarece tu, Dumnezeule, l-ai ocrotit și l-ai binecuvântat de foarte multe ori și eu nici nu pot să mă ating de el. Dă-mi voie, te rog, să mă ating de el. Și omul despre care tu vorbești așa frumos, sunt încredințat că te va blestema în față. Și Dumnezeu spune: diavole, îți dau voie să te atingi de el. Sunt convins că acesta va rămâne pe poziție. Și diavolul acționează. Următoarea zi, 11.500 de animale au pierit toate. 11.500. Iov avea 10 copii, 7 feciori și 3 fete.
A venit un vânt dinspre răsărit, erau toți împreună în casa fiului celui mai mare, se aveau ceva. A venit un vânt, a lovit peste casa unde erau ei, s-a răsturnat peste ei și au murit toți. În momentul în care Iov află vestea aceasta, se ridică, sfâșie mantaua bucăți, își tunde capul și se aruncă cu fața la pământ. Și strigă. Gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în țărâna pământului. Domnul a dat, Domnul a luat. Numele tău, Doamne, să fie binecuvântat. În toate acestea, Iov nu l-a supărat pe Dumnezeu. Absolut. Diavolul intervine a doua oară într-o audiență de urgență. Spune Dumnezeule, este adevărat că cine a păcătuit nimic împotriva ta, este cu totul omul ăsta special. Ascultă-mă. Lasă-mă să mă ating de rău de trupul lui. Ce nu dă omul pentru pielea lui Domnul? Lasă-mă să mă ating de el, de trupul lui. Sunt încredințat de tata asta, te blastă-mă. Și Dumnezeu s-a uitat așa la diavol și asta. Atinge-te de trupul lui. Ai grijă. De Duhul de viață. N-ai voie să te atingi, pentru că viața este în mâna mea. Eu o dau și eu o iau. Eu am ultimul cuvânt de spus în universul acesta. Să te conformezi. Și-a plecat el. L-a lovit pe Iov de data aceasta cu o boală cruntă. Cărpa pielea pe el. Stătea pe o grămadă de cenușă și se scărpina cu un ciop. Slăbise foarte mult. Arăta precum un cadavru. Oasele îi se țineau așa în piele. El mărturisește, am rămas doar cu pelița de pe dinți. Atât de tare slăbise. Dacă ar putea cineva să-mi măsoare durerea și să-mi cântărească nenorocirile care au venit peste mine, spunea Iov, ar fi mai grele decât nisipul mării. Toți mă disprețuiesc. În momentele acestea de criză, în cele mai negre momente ale vieții lui, se apropie de el soția. Se uită așa la el pe o grămadă de cenușă. Se uită în ochii lui. Se apropie de el. Își deschide gura și îl pune într-un cântar. Îl cântărește în câteva fracțiuni de secundă. Nu mă refer la un cântar din punct de vedere fizic. Tu, spunea soția, rămâi neclintit în neprihănirea ta. Omule bun, tu ești arhanghel, tu ești înger, tu ești pământean, ești soțul meu. Cum de rămâi neclintit în neprihănirea ta prin toate necazurile prin care ai trecut? Pe tine nimeni, absolut nimeni, nu poate ca să te dărâme și să facă să renunți la neprihănirea ta. Ești neclintit în neprihănirea ta. Să faci o afirmație de asemenea maniere în momente de criză. Când ai pierdut toată averea, când ți-au murit toți copiii și când ești condamnat la moarte, din punct de vedere fizic, foarte bolnav, să faci o afirmație de felul acesta. Am mare respect pentru soția lui Iov. De regulă nu vorbesc bine de soția lui Iov. Dar acum am mare respect. Există în sală o soră sau o doamnă. Există cineva în sală care ar putea să se adreseze soțului ei în cele mai negre momente ale vieții. Când pierzi totul, absolut totul, ai pierdut averea, au plecat copiii și ești bolnav de ultimul grad.
Și se apropie soția de tine și spune, tu rămâi neclintit în neclinirea ta, omule. Eu n-am știut că ce am așa un soț. Am așa un om temător de Dumnezeu. Mă uimește, dragul meu. Există vreo soție aici care ar putea să spună așa ceva despre soțul ei? Deci, mă, frate, dar nici m-am gândit la asta. Dar nici nu există asemenea om aici care să pot să vorbesc așa despre el. S-ar putea să existe. Fiecare dintre dumneavoastră își cunoaște situația și problemele. S-ar putea să existe. L-a cântărit și a spus, ești neclintit în neplinirea ta. Când vine banca și bate la ușa și spune, bănuțe. Când ai avut un accident groaznic, urmări dramatice, în urma unor analize diagnostic cancer, leucemie, și vine soția și se apropie de el așa străbuie. Dar cine te-a pus? Domnul să-i bat din marcă? Cine te-a pus să te înjunge la jugul ăsta care nu poți să-l duci? Ești terminat. Terminat ești. Doamne Dumnezeule, ce om, ce caracter! Avea dreptate Dumnezeu când a zis. Nu este nimeni ca El. Scriptura spune, la un moment dat, a murit soțul unei femei temătoare de Dumnezeu, era proroc. Proroc însemnează omul prin care vorbește Dumnezeu. Femeia care rămăsese văduvă a rămas cu o mare datorie de bani. Soțul murise, era văduvă acum. Cel care a împrumutat banii vine imediat și bate la poartă și spune, dă banii. Femeia spune, n-am banii. Îți iau pe cei doi copii întâi și fac robii mei. Femeia foarte înțeleaptă spune, dăm un răgaz de câteva zile și mai discutăm. Aleargă la omul lui Dumnezeu Elisei, deodată își deschide gura printre lacrimi și spune, omul lui Dumnezeu, adu-ți aminte căci robul tău, soțul meu, se temea de Domnul și acum a murit. Robul tău, soțul meu, se temea de Domnul. A plecat. Am rămas într-o situație groaznică. Fă ceva pentru mine. Câte dintre dumneavoastră, dintre surori și în seara aceasta, ați putea să folosiți expresia aceasta când este vorba despre soțul dumneavoastră? Adu-ți aminte căci robul tău, soțul meu, se temea de Domnul. L-a cântărit într-o fracțiune de secundă și a spus, rămâi neclintit în neplinirea ta. Te felicit pentru asta. Auzind de necazul prin care trece Iov, cei trei prieteni al lui s-au apropiat și ei de el. Respectiv Elifaz din Teman, Bildad din Șoach și Țofar din Ama, îi fac o vizită anunțată sau inopinant, nu mă interesează. S-au apropiat toți de el. Când l-au văzut, le-a fost așa de milă de el, încât nu le venea să creadă ochilor. S-au aruncat cu fața la pământ și au stat 7 zile cu fața la pământ, fără să scoată o vorbă. Probabil îi durea inima să-l vadă în ce hal a ajuns acum prietenul lor, Iov. După 7 zile se ridică primul dintre cei trei, respectiv Elifaz din Teman, se uită puțin așa în ochii lui, era pe o grămadă de cenușă, își deschide gura și spune, ești un nemernic. Ești un ticălos, domnule Iov. Ești un nenorocit. Tu nu realizezi că și din cauza nelegiuirii și a păcatelor tale ai ajuns în halul acesta? Care neprihănit a pierit? Din câte știu eu, spune Elifaz din Teman, niciunul. Dar tu ești un nemernic și în curând vei muri. Precum un leu bătrân care nu mai poate să-și adune sau să prindă prada. Iată Cartea lui Iov, la capitolul 4, versetul 7. Adu-ți aminte, te rog, care nevinovat a pierit? Care oameni neprihăniți au fost nimiciți? După câte am văzut eu, numai cei ce ară fără de legea și seamănă nelegiuirea, îi seceră roadele. Ai arat
fără de lege, ai semănat nelegiuire. Și acum îi sece roadele. Ca un leu bătrân, te uși, te usuci și mori. Ticălosule. Doamne! L-a pus în cântare Elifaz din Teman pe Iov și l-a cântărit. Cântarul bătea date eronate 100% procent. Avea dreptate prietenului Iov? Nu avea dreptate. Se ridică după el Bildad din Șua, se ridică Țofar din Ama și continuă să-l cântărească și să-l acuze. L-au acuzat de 10 ori. Respectiv, fiecare dintre ei a luat de 3 ori cuvântul. Și acum urma a 10-a oară să vorbească Bildad din Șua. Iată Cartea lui Iov, capitolul 19, versetul 1. Iov a luat cuvântul și a zis, Iov 19, versetul 1, 2 și 3. Până când îmi veți întrista sufletul și mă veți zdrobi cu cuvântările voastre? Iată că de 10 ori m-ați batjocorit. Nu vă este rușine să vă purtați așa? Chiar nu vă este rușine? Îmi zdrobiți sufletul. Îmi amărâți inima. Mă batjocoriți în ultimul hal. Nu vă este rușine, prietenii mei? De ce mă cântăriți voi așa? Și mă luați de sus. Și mă priviți de sus. Dumnezeule, nu mai suport să mă cântărească eu. Cer să fiu cântărit de tine. Opriți-vă, vă rog, toți trei. Nu mai am nevoie să vorbiți niciun cuvânt. Eu, ești conștient? Păi ăsta sunt oameni cu bani, oameni cu influență. Sunt aproape din nivelul și talia ta. Vă rog frumos, opriți-vă toți. Cer audiență Dumnezeului Cerurilor. Vreau să fiu cântărit de Dumnezeul cel adevărat. Iată versetul care l-am citit, respectiv versetul, capitolul 31, versetul 6. Scriptura spune, să mă cântărească Dumnezeu în cumpăna celor fără prihană și îmi va vedea nepierirea. Dumnezeule, m-a cântărit soția, m-au cântărit prietenii mei. Cer să fiu cântărit de tine. Și Dumnezeu spune, da, ai curajul acesta, eu? Dumnezeule, te rog, cântărește-mă tu. Și Dumnezeu spune, bine, eu te cântărez eu. Încinge-te, fii treaz, fii atent. Va urma să te cântăresc eu. Stimați frați, stimate surori și domn și doamne și prieteni care sunteți aici, vă fac cunoscut faptul că ce vreți, nu vreți. Cereți sau nu cereți. Va veni o zi când toți vom fi cântăriți de cumpăna cea dreaptă a Dumnezeului Cerului. Amin. Faptele fiecăruia vor fi cântărite și Dumnezeu se va pronunța în cele din urmă. Faptele fiecăruia vor fi cântărite. Nimeni nu scapă de cântărirea aceasta. Dumnezeule, te rog frumos, cântărește-mă. Bine, eu. În ce domenii ale vieții vrei să te cântărezi? În toate domeniile vieții, Doamne, pune-mă în cântarul tău, analizează-mă și vorbește-mi din cer. Iată capitolul 31, versetul 7. Iov a luat cuvântul și a spus, de mi s-a bătut pasul de pe calea cea dreaptă, de mi-a urmat inima, ochii, de s-a lipit vreo întinăciune de mâinile mele, te rog, cântărește-mă, Dumnezeule. Eu chiar ești conștient? Da. De mi s-a bătut pasul de pe calea cea dreaptă. Atât. Un gram, două grame. Nu mai ajung la destinație niciodată. Dacă am lăsat inima să-mi urmeze ochii, sau de mâinile astea, Dumnezeule, s-a lipit vreo nelegiuire vreodată, pune-mă în cântarul tău și aud sentința din partea ta. Are cineva curajul acesta din sală? Poate cineva să se interpună între cer și pământ și să strige, să strigă Dumnezeule, dacă vreodată pasul mi s-a bătut de pe calea cea dreaptă, dacă am lăsat inima să-mi urmeze ochii sau o nelegiuire s-a lipit de mâinile astea, ce ați zice dumneavoastră dacă ați fi cântăriți în secunda aceasta, în domeniile acestea? Sunt unii care cunosc pe Dumnezeu de 50 de ani, de 60 de ani și eu îi felicit, cu respect, felicitări. Au fost în acești 50-60 de ani, au fost momente în care puțin pasul a plecat. Poate cineva să spună că eu,
dacă vreodată mi s-a bătut pasul, întărește-mă Dumnezeu. De regulă, în momentul în care îți alunecă pasul, mulți se scuză, ah, n-am știut. Iată, Cartea Proverbelor, la capitolul 24, versetul 12, Scriptura spune, dacă zici, ah, n-am știut. Proverbe 24, versetul 12. Crezi că nu vede cel ce cântărește inimile? Cel ce veghează asupra sufletului tău și nu va răsplăti el fiecăruia după faptele lui? Crezi că nu vede cel ce cântărește inimile și veghează asupra sufletului tău? Și va veni o zi a răsplătirii, când Dumnezeu va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Dacă mi s-a bătut vreodată pasul de pe calea cea dreaptă, dacă am lăsat inima să-mi urmeze ochii și vreo nelegiuire s-a lipit de mâinile astea. Vă urez tuturor celor care îl cunoașteți pe Dumnezeu. Continuați să înaintați pe calea cea dreaptă. Iar cât despre prietenii care sunt aici, să fie momentul și seara hotărătoare pentru dumneavoastră în care să vă hotărâți să intrați și să pășiți pe calea cea dreaptă. Dumnezeu să ne ajute și numele Domnului să fie onorat. Dacă am lăsat inima să-mi urmeze ochii de regulă, foarte mulți spun, ochii văd, inima cere și nu pot, Domnule. În momentul când am văzut, inima cere, am acționat. Iată, Iov era cu totul special. Ochii văd și inima opresc. Ochii văd și inima opresc. Cum pot să fac lucrul ăsta? Păi eu pot să fac pentru că eu sunt omul lui Dumnezeu. Tu nu poți să faci? De ce nu poți să faci? Păi nu pot, Domnule. În momentul în care ochii văd, iată, la capitolul 31, Iov, versetul 1. Iov făcuse un legământ cu ochii lui. Iov 31, versetul 1. Făcuse un legământ cu ochii mei, spunea Iov, și nu mi-aș fi oprit privirile asupra unei fecioare. Ochii mei, am făcut legământ cu ei. Tu? De ce îi lași să umble pe unde vor? Sau poate vezi și Domnule, dar nu te supăra. Cine poate să oprească ochii să nu vadă? Dacă ai motive obiective și te scuzi în punctul acesta de vedere, acționează la inimă. Ochii au văzut, dar eu n-am lăsat inima să poftească. Mult m-aș bucura inima ta să fie atinsă de Duhul lui Dumnezeu. Prima cetate din țara Canaanului, care a fost asediată după trecerea Iordanului, a fost cetatea Ierihonului. Iosua a dat directive clare. Toți ostașii mei să meargă drept înainte, nimeni să nu se abată nici la stânga, nici la dreapta și nimeni să nu ia din lucrurile date spre nimicire. În timpul asediului, unul dintre căpetenile lui Israel cu numele de Acan a văzut în prada de război o manta frumoasă de șiniar, 250 de sicli de argint și o placă de aur. Le-a luat, le-a dus în tabără, a făcut o groapă în cort și le-a îngropat în pământ, în cortul lui. Următoarea cetate care trebuia să fie asediată, nu știa nimeni, era cetatea Ai. Căpetenile lui Israel au spus lui Iosua, nu obosi tot poporul, cetatea este foarte mică, trimite 3-4 mii de oameni și zdrobim cetatea aceasta, căci Domnul este cu noi. Spre surpriza lor, n-a fost așa. Au ieșit bărbații din cetatea Ai, i-au urmărit pe evrei și le-au omorât 36 de războinici dintre evrei. Iosua, foarte supărat, se aruncă cu fața la pământ și strigă, Dumnezeule, sunt foarte supărat. Iar Domnul îi spune, ridică-te de aici, Iosua, nu fi tare supărat. Există păcat și nelegiuire în popor. Trage la sorți pe seminții, pe familii, pe persoane. Au tras la sorți și sortul a căzut pe Acan. Iosua sta de vorbă cu el, a intervievat și a spus, Acan, ce-ai făcut? Am văzut, am poftit, am luat. N-am putut să mă abțin când am văzut. Acan ai comis un mare păcat, a tras mânia lui Dumnezeu peste întreg poporul Acan. Dacă se poate să fie. L-au luat pe el, pe soția lui, pe fiii și fiicele lui, i-au coborât în valea Acor undeva și i-au omorât pe toți cu pietre. Probabil soția fiind ripostat și a spus, nu eu sunt de vină, el este de vină. Băieții și fetele, ce vină avem noi? Ce vină avem? În momentul când s-a făcut groapa în cort, s-au săpat în cort, stimată soția lui Acan, n-ai știut. Iar voi care ați scos pământul afară cu gălețile,
băieții și fetele din cort, n-ați știut, toți ați știut. Sunteți vinovați. Și Dumnezeu este categoric. Am văzut, am poftit, am luat. Ar fi greu în seara aceasta, într-un susur blând, Domnul să se atingă de inima ta și inima ta să fie născută din nou. Cercetează. Și prin Duhul Sfânt să iei o decizie clară în seara aceasta, să te întorci la Domnul și oricât de puternici ar fi ofertele diavolului, tu să spui nu, pentru că eu sunt omul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne în seara aceasta. Dacă s-a lipit vreo nelegiuire de mâinile acestea, cântărește-mă, Dumnezeule! Cine dintre pământeni are curajul să se înalțe spre cer spunând dacă s-a lipit vreo nelegiuire de mâinile mele? Că doar suntem oameni, stimați-mi, oameni, oameni, dar măcar fă tot posibilul, fă tot posibilul să te păstrezi curat. Vine ziua cântării, vine momentul în care vei fi pus în cumpăna lui Dumnezeu. Ce te vei face atunci? Iată versetul 9. Iov 31, versetul 9. Dacă mi-a fost amăgită inima de vreo femeie, dacă am pândit la ușa aproape lui meu, cântărește-mă, Dumnezeule. Mă înfior, mă cutremur. Cine din sală putea să se pronunțe în felul acesta? Dacă vreodată mi-a fost inima amăgită de vreo femeie, cântărește-mă, Dumnezeule. Să nu citesc versetul următor, care spune de-a dreptul șocant. Dacă este adevărat că și inima mea a fost amăgită de vreo femeie, atunci nevasta mea să macine pentru altul și să o necinstească alții, spunea eu. Pentru că nu este adevărat. Eu știu exact ce cerceam în inima mea. Niciodată în viața mea, inima mea n-a fost amăgită de vreo femeie, spunea eu. Pune-mă în cântat, Dumnezeu. Aveți ceva de spus, stimați bărbați, stimați prieteni din balcon, indiferent de unde sunteți, uitați-vă, vă rog, puțin în ochii mei. Aveți ceva de spus? Se apropie momentul când vei fi pus în cântat. Le zice, Domnule, nu există așa ceva. Nu se poate așa ceva! Dați-mi voi să vă spun. Se poate. Și Ilie a strigat la peștera din Horeb. Dumnezeule, numai eu am rămas. Prașul și pulberea s-a rept de toți. Numai eu am rămas. Și Dumnezeu a spus, stai liniștit, Ilie. Am încă bărbați. Eu 7000 sau... Bărbați care nu s-au închinat lui Baal și nu slujesc Astarteilor. Inima lor e curată și bate cu 100% procente pentru Dumnezeul celor extraordinar. Sloganul secolului 21 nu pierde clipa și lumea se scufundă de nelegiuire și în păcat. Așteptându-i desfășurarea mâniei plastice a lui Dumnezeu. Diavolul își vinde marfa pe toate vitrinele. Dezastru peste tot. Păcatul în România este mai mare ca Sodoma și Gomora. Eu mă mir cum deci mai rabdă Dumnezeu pe fața Domnului. Cum de mai ne dă ploaie la vreme. Și cum de ne trezim dimineața și vedem un răsărit de soare. Este numai îndurare și binecuvântare de Dumnezeu. Versetul 13. Dacă am nesocotit vreodată dreptul slugii sau a slujnicei mele când se certa cu mine, pune-mă în cântarul tău, Dumnezeu. Niciodată n-am oprit dreptul celor care munceau pentru mine. Întotdeauna am fost prompt și n-am venit cu ideea, nu sunt bani, sunt bani. Ai muncit pentru mine? Versetul 16. Dacă n-am dat săracilor ce-mi cereau, dacă am făcut să se topească de plâns ochii văduvei, dacă mi-a mâncat singur pâinea, fără ca orfanul să-și fi avut și el partea lui din ea. Dacă am văzut pe cel nenorocit ducând lipsă de haine și pe cel lipsit neavând, neavând învelitoare. Dumnezeule, pune-mă în cântarul tău. Iov, tu încă ai curajul să vorbești așa? Dumnezeule, nimic nu vorbesc din ceea ce nu este drept în viața mea. Dacă vreodată mi-a mâncat singur pâinea, dacă săracul care a bătut la ușa mea a plecat cu mâinile goale, dacă din lâna oilor mele n-am făcut haine pentru cei săraci,
Dacă din laptele și brânza oilor mele n-au mâncat flămânzii și nenorociții și săracii, cântărește-mă, Dumnezeule! Și Dumnezeu ascultă și lua aminte la cuvintele omului acestea, totul cu totul special. În acest domeniu al vieții aveți ceva de spus? Poate vezi ce, mă, frate, eu muncesc, eu câștig, eu mă bucur de banii mei. Și eu spun, da. M-a oprit o doamnă într-o seară la evanghelizare și mi-a spus, domnule, eu conduc o mare companie, am mulți bani și când vine la mine sărac și sună la poartă sau la firmă, indiferent unde vine, mă enervez foarte tare și îi spun, pleacă de aici. Nu că n-aș putea să-l ajut, dar nu vreau să-l ajut. Am așa un duh peste mine, un duh de zgârcire. Nu pot să-l ajut. Și mi-a spus, domnule, s-ar putea să se schimbe starea vieții mele? Este bine ceea ce fac sau nu este bine? Și am spus, doamnă, nu vă supărați. Mulțumiți lui Dumnezeu că sunteți binecuvântată din punct de vedere financiar, dar nu faceți bine. Domnule, dar nu vezi cât e de puternic și ce bine arată să meargă să muncească. Am spus, doamnă, nu știi niciodată ce este în interiorul omului acela. Domnul Iisus a spus, săracii vor fi totdeauna printre voi. S-ar putea să mi se bunătățească situația, s-ar putea să mă rog pentru dumneavoastră și să fiți eliberată din punctul acesta de vedere și lanțurile acestea al zgârcirii să dispară despre de pe dumneavoastră ca să puteți să fiți liberă și în momentul acesta. A rămas femeia foarte uimită și șocată de ceea ce a auzit. Dumnezeu poate să lucreze și Dumnezeu poate să intervină în dreptul fiecăruia dintre noi să ne ajute Dumnezeu. Haideți să mergem puțin mai departe, versetul 21. Dacă am ridicat mâna împotriva orfanului pentru că mă simțeam sprijinit de judecători. Dumnezeule, sunt în cântarul tău acum. În domeniul acesta, dacă vreodată am ridicat mâna împotriva orfanului pentru că mă simțeam sprijinit de judecători. Păi cum te simțeai sprijinit de judecători? Păi cum să nu? Bănuți. Și în momentul în care acționam, toți executau și lucrau și se conformau. Eu n-am fost așa, Dumnezeu. Niciodată n-am ridicat mâna împotriva unui orfan, având spate și fiind sprijinit de judecători, pentru că și eu mă tem de tine, Dumnezeule. Și acum am ajuns să fiu cântărit de tine. Judecă tu drept, Dumnezeule, pentru că tu ești un Dumnezeu drept. Ai ceva de spus la punctul acesta. Poate vei zice, mă, frate, sau domnule, cum vei zice, dar cine ți-a spus situația mea și starea mea? Nu mi-a spus-o nimeni. Starea ta și situația ta o cunoaște Dumnezeul cerurilor în seara aceasta. Așa că în momentul când se va încheia acest serviciu divin de evangelizare, dă mâna cu cel cu care n-ai vorbit de ani de zile, îmbrățișează-l și retrage sprângerile înapoi dacă nu ai motive obiective. Pentru că și Domnul spune, dacă vreodată am ridicat mâna împotriva unui orfan, pentru că mă simțeam sprijinit de judecători, cântarul tău, Dumnezeule. O, mare Dumnezeu și drept este Domn. Versetul 24. Dacă mi-am pus încrederea în aur și dacă am zis aurului, tu ești nădejdea mea, dacă m-am îngânfat de mărimea verilor mele, de mulțimea bogăților pe care le dobândisem, pune-mă în cântarul tău, Dumnezeule. Dacă vreodată în viață mi-am pus nădejdea și încrederea în aur, eram foarte bogat. Eram cel mai bogat din țara Uz. Dacă vreodată m-am încrezut în bogăția și în mulțimea verilor pe care le dobândisem și nu m-am mai încrezut în tine, ci m-am încrezut în bani, cântărește-mă, Dumnezeule! Aveți ceva de spus? Când la ora actuală unii nu pot să stai de vorbă, efectiv, nu pot să stai de vorbă, deci se cred extraordinar. De-a dreptul rupți din roată. Au ajuns și ei la un nivel financiar de-a dreptul bun și eu îi felicit. Și în momentul acela un duc de mândrie i-a acaparat. Ei sunt ferecați și legați de diavolul. Ei nu se mai încred în Dumnezeu, ci și-au pus nădejdea în aur. Și și-au schimbat încrederea din Dumnezeu în bani. Nu vreau să jignesc pe nimeni, nu cunosc situația nimănui de aici, nu mă interesează, eu vorbesc ca înaintea lui Dumnezeu. Eu v-am spus, sunt în cântarul tău, Dumnezeule. Dacă în viața mea, nu știu la ce vârstă îi
s-a întâmplat încercarea aceasta și Dumnezeu a dăruit încercarea aceasta peste eu. Ce vârstă avea? Dar dacă în viața mea vreodată mi-am pus încrederea în aur și am renunțat la tine și am zis, Domnule, am 200.000, 300.000, 1 milion, 2, 3 milioane de euro. Dumnezeule, tu cu problemele tale, eu cu problemele mele. Pune-mă în cântarul tău, Dumnezeule, în viața mea n-a fost o secundă când să mă încred în bani. Indiferent de câți bani am avut, am continuat să mă încred în tine, Dumnezeu. Duhul Sfânt să vă cerceteze mintea, inima. Și prin Duhul Sfânt, Domnul să aducă eliberare. Domnul să opereze în dreptul fiecăruia dintre noi, ca să putem, ca să ne deschidem larg inima și să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze. Pentru cei care se încred în bani, nu vreau să-i jignesc, dar vreau să vă propun. Credeți-vă în Dumnezeu. Va veni o zi, spune cartea lui Ezechiel, când își vor arunca banii pe ulițe. Își vor arunca argintul și aurul în praful de pe uliță. Și vor zice, din cauza voastră am ajuns în nenorocirea aceasta. Voi ne-ați nenorocit. Foarte mulți lucrează după sloganul, scopul, scuză mijloacele. Nu contează prin ce mijloace, dar să-ți atingi scopul. Și mulți se vând pe un punct de bani. Preferă să nu vorbească cu fratele lui de ani de zile pentru o palmă de pământ, pentru o căsuță mică rămasă la Borșa sau la Moisei, fără nicio valoare. Dumnezeule, dacă vreodată a fost în viața mea gândul de felul acesta, cântărește-mă. Doamne Dumnezeu, eu toată viața ta mi-o prezinți aici și cântarul meu bate cu exactitate. Haideți să mergem puțin mai departe. Versetul 29. Dacă m-am bucurat din nenorocirea vrășmașului meu și dacă am sărit de bucurie când l-a atins nenorocirea, analizează-mi inima. Dacă vreodată m-am bucurat din nenorocirea vrășmașului meu când l-a atins nenorocirea, cântărește-mă Dumnezeu. Aveți ceva de spus? Când prietenul tău sau dușmanul tău a avut un accident grav. A căzut, știu eu, peste el o nenorocire foarte mare. Ce ai în inimă? Te bucur? Sau simți cu el și plânge cu el? Eu continuă să ceară să fie cântărit de Dumnezeu. Și la un moment dat Dumnezeu îi spune, eu oprește-te. Cum? Oprește-te. Te-am cântărit. Toate domeniile vieții tale încă neamintite de tine, toate sunt cântărite. În fața ochilor mei totul este gol și descoperit. Știu absolut totul despre tine eu. Oprește-te! Unde sunt prietenii tăi a trei? Aici sunt oameni. Aliniați-vă toți patru în fața mea. Veți auzi verdictul din partea Domnului oștirilor a Dumnezeului Celui Adevărat. Toți patru stați în fața mea. Dumnezeule, eu cum să stau în fața ta? Sunt un schelet ambulant pe o grămadă de cenușă. Foarte slab și abia mai vorbesc. Elifaz din Teman, Bildad din Șoa, Sofar din Am. Se pronunță Dumnezeul cerurilor. N-ați vorbit atât de drept de mine ca robul meu eu. Nici de mine, nici de el. Cântarul meu dă detalii exacte. O omor pe toți trei. Toți trei vă spulber de pe fața Pământului. N-ați cântări corect. Cântarul lui Dumnezeu bate cu exactitate. Eu! Vezi pe aceștia prietenii tăi? Da, dacă ai puterea și capacitatea să te rogi pentru ei. Tu să te rogi. Te mai dau o șansă și numai în vederea ta n-am să fac după nebunia lor. Altfel îi pierd pe toți. Vă rog să fiți foarte atenți. De pe grămadă de cenușă, cu mâinile uscate, slăbite, oasele mi-a tărneau de piele. Mai aveau probabil câteva zile. Se gândea el, dar el nu știa eu. Căci nu va muri. El nu știa. El credea că ce va pleca. Pentru că nimeni nu-i spusese ce discutase Dumnezeu cu diavolul. Diavolul a
atâtea permise. Atinge-te de trupul lui, dar de trupul de viață. Priviți acum două mâini ridicate spre cer, uscate complet, oasele numai, pelița de pe dinți, piele și os. Se înalță spre cer, își adună puterea și strigă el. Dumnezeu, acești trei prieteni ai mei care m-au bat jocorit, care și-au bătut joc de mine de 10 ori, te rog din toată inima, iartă-i, Dumnezeu. Eu v-ai putea tu să te rogi pentru acești prieteni ai tăi care te-au bat jocorit și te-au hulit și te-au făcut păcătoși și nenoroci? Ai putea să faci ce va face în scurgerea vremurilor, fiul meu? Iată, Iov este un antemergător al celui care urmea să vină regele Hristos Domnului. În timp ce urca pe Via Dolorosa în sus cu crucea în spate, mulți îl bașocoreau, râdeau de el, îl culeau. Ori la un moment dat au ajuns la Golgota și l-au răstignit pe regele, fiind crucea în plan orizontal, i-au bătut piroane în mâini, apoi au lansat-o într-un lăcaș să bată în stâncă. Rănile s-au mărit datorită greutății trupului, iar cu ușurătate se poate distinge cuvintele care mereu se aud la Golgota. Tată, iartă. Iau pe Tată în cântarul lui Dumnezeu. Stimați prieteni, cu inimă curată și cu frică de Domnul, cu responsabilitate maximă, vă spun că ce ziua în care fiecare pământean va fi cântărit, este foarte aproape. Foarte aproape. Timpurile și vremele se scurg o repeticiune extraordinară. Va apare regele Hristos Domnul și va trebui să dai socoteală. Ai grijă ce faci. Pe un perete alb așa, sub un felinar, cum ar fi felinarul ăsta, și peretele alb, se potrivește perfect așa. Împăratul Belțașar a dat ordin să fie aduse vasele de aur din templu din Ierusalim, pe care le adusese tatăl său Nebucadnețar. A dat un ospăț celor 1000 mai mari a lui, comandanți, căpeteni, generali de război și așa mai departe. Și în timp ce beau vin din cupele de aur, care se dau numai în templu din Ierusalim la serviciile divine, el și mai mare lui, nevestele și țuitoarele lor, deodată apare un capăt de mână care scrie pe un perete alb felinar. Mene, mene, techel cu farsă. Împăratul s-a îngălbenit de tot. Coapsele s-au desfăcut, iar genunchii s-au lovit involuntar unul de altul și a strigat să vină repede haldeii, cititorii, stele, vrăjitorii, absolut toți. Cine poate să-mi tălmăcească scrierea aceasta? Îl umplu de bani, îi pun un lănțișor de aur la gât, îi dau o haină specială, îi dau locul numărul 2 în împărăție. Cine poate? Nimeni nu poate. Deci nu este permis diavolului să intre în sfintele taine lui Dumnezeu. Și atunci împărăteasa se apropie de împărat și spune, totuși, împărate, există în împărăția ta un tânăr venit dintre prinșii de război din Iuda, din Ierusalim. Numele lui era Daniel, acum poartă numele tău, Belțașar, după numele care l-a primit aici în Babilon. Are în el Duhul Dumnezeilor celor vii. Cheamă-l să stălmăcească scrierea. Și apare Daniel. Și împăratul îi spune, ai putea tu? Eu nu pot. Cum nu pot? Nu pot. Împărate, nu pot. Dacă pot eu ceva, este numai îndurarea lui Dumnezeu. Există în cerul în Dumnezeu care dă înțelepciune înțelepților, pricepere celor priceput, care descoperă tainele ascunse. Spune-mi scrierea aceasta. Și Daniel îi spune, mene, mene, tekelul farsin însemnează numărat, numărat, cântărit și împărțit, împărate. Dumnezeu ți-a numărat zilele. Dumnezeu te-a pus în cântarul lui. Te-a cântărit. Și te-a găsit ușor. Cum?
sosit momentul cântăririi tale. Cântarul lui Dumnezeu bate cu exactitate. Ai fost găsit foarte ușor. Ușor! Vă supărați dacă vă întreb ceva? De ce credeți dumneavoastră că cântarul lui Dumnezeu cu privire la Belțașar bătea și cântărea cu exactitate și a fost pronunțat final, găsit ușor? De ce a fost găsit ușor? De ce, mă, domnule, dar cum, împăratul ăsta a fost găsit ușor, dar n-are ăsta bani, n-are ăsta relații. El dă un ordin. Totul se învârte în jurul lui. Iată răspunsul la întrebarea aceasta. Daniel, capitolul 5, așa, versetul 22. Dar tu, Belțașar, fiul lui, nu ți-ai smerit inima, măcar că ai știut toate aceste lucruri. În momentul în care știi și nu faci, cântarul bate zero. Seara aceasta de evanghelizare va rămâne notată în cronicile lui Dumnezeu, în marea zi a finalului, ultimul apel, când Dumnezeu te va chema să te pună în cântar și te va cânta. Poate vei zice, Dumnezeule, cum bate cântarul acesta așa, dar n-am știut. N-ai știut? Ai știut. Ai știut și n-ai făcut. Începând din secundele de față, sunteți responsabil, direct responsabil de fiecare cuvânt care l-ați auzit. De fiecare cuvânt care l-ați auzit. Direct responsabil. Deci așa, ai știut și n-ai făcut. Din momentul acela, când au bate zero, ai fost găsit ușor pentru că nu te-ai conformat. Tu știi totul. Absolut totul știi. Și nu te faci. Până când îl vei sfida pe Dumnezeu în față? Până când considerați dumneavoastră că Dumnezeu are răbdare după noi? Stimații mei, răbdarea lui Dumnezeu este îndelungă, dar nu veșnică. Va veni o zi când Dumnezeu va striga din cerul: sunt sătul de milă, ce te vei face atunci? Când Dumnezeu se va pronunța și va zice în dreptul tău sau la nivel mondial: gata cu mila! Unde alergi? Iată partea a doua, versetul 6. Gata. Ce te vei face în momentul acela? Isaia spune: pământul se crapă, se rupe, se spărâmă, se clatină ca un om biat. Din pricina păcatului și a sărnicii și a nelegiuirii de pe el, oamenii mor ca muștele, stelele cad din cer ca niște smochine. Oamenii cer moarte alergând la morminte, rostind: deschideți-vă să intrăm noi, stâncilor cădeți peste noi. De ce? De groaza celui ce vine pe norii cerului. Toată viața l-am blestemat, l-am înjurat. Am zis că și natura este cea care conduce Universul și că omul nu este creatura divină, ci este rezultatul unei celule embrionare care s-a dezvoltat de-a lungul la milioane și milioane de ani. Iar acum realizăm: tu, Dumnezeule, ești viu! Morminte, deschideți-vă să intrăm! Nu doresc momentele acelea să ne trăiască niciunul dintre dumneavoastră, ci vă doresc din suflet seara aceasta: întoarceți-vă la Dumnezeu! Luați o hotărâre! Am văzut oameni plângând în seara aceasta. Lacrimile voastre sunt adunate în burduful. Ia o decizie corectă! Și seara aceasta, când veți merge, să nu spuneți din voastră: ce predicator. Nu, nu ce predicator. Ce Dumnezeu mare. Ce ofertă ne-a făcut Dumnezeu. Nu ce predicator. A lui să fie slava și gloria și onoarea. Nu bancuri, nu glume, nu să vă simțiți confortabil. Nu. Aici este atelierul lui Dumnezeu. Aici se iartă păcate. Aici se vindecă sufletul. Dacă e nevoie, se vindecă și trupul. Aici e prezentă slava lui Dumnezeu. Aici ne prăbușim la picioarele Lui și strigăm din toată inima: mare Dumnezeu nostru! Aleluia! Glorie Domnului! Dumnezeu să vă atingă cu mâna Lui, cu puterea Lui. Evanghelia vie din seara aceasta să vă ajute să luați o decizie corectă și nu mâine, astăzi, pentru că ziua de mâine nu se știe ce va fi.
și nu știm care este următorul. Și când bongul lui Dumnezeu poate sună în dreptul cuiva în seara aceasta și va trebui să pleci de aici, ce te vei face? Dumnezeu să vă binecuvânteze. Sincer vă spun așa, mă hotărăsc din toată inima să-L iubesc pe Domnul mai mult și să-L slujesc pe Domnul cu responsabilitate maximă, pentru că și cântarul lui Dumnezeu bate cu exactitate. Lucrarea fiecăruia va fi încercată. Dacă toată viața ai zidit numai fân și lemn și creste, cu ce trebuie alege? Dumnezeu să vă binecuvinteze și harul Domnului să fie peste localitatea Moisei, peste localitățile din împrejurii, și Dumnezeu, în dragostea Lui, cu brațele deschise, vă așteaptă. Răspundeți afirmativ chemării Lui și astfel vă veți salva sufletul și vă veți bucura o veșnicie întreagă alături de Regele nostru, Hristos Domnul. Amin. Amin. Dumnezeu să fie să fie și omul.